guvern analizează două variante de reintroducere a unui sistem de taxare pentru autoturismele poluante. Nevoia este justificată de creșterea numărului de autoturisme vechi poluante înmatriculate în România comparativ cu anii precedenți. Prima variantă presupune introducerea unei componente de mediu în taxa achitată periodic la ITP, în timp ce a doua variantă prevede includerea acestei componente în impozitul datorat pentru mijloace de transport, potrivit unui document oficial analizat de profit.ro. Ambele cazuri sunt inspirate de practici din alte state ale Uniunii Europene și respectă principiul poluatorul plătește și sunt raportate la venitul mediu al românilor. Noua taxă auto va fi achitată de anul următor în funcție de elemente care generează emisii de poluanți în atmosferă, respectiv capacitatea cilindrică, norma de poluare și emisiile CO2. Taxa auto pentru autovehicule a fost introdusă în ianuarie 2007, fiind calculată în funcție de vechimea, tipul de catalizator și capacitatea cilindrică a mașinii. Taxa a fost modificată 2 ani mai târziu de guvern, valoarea fiind scăzută, pentru ca din ianuarie 2012, pe fondul protestelor de stradă, să fie suspendată până la finalul acelui an, iar cei care plătiseră deja urmau să-și recupereze banii.